Salutare băieți, eu sunt Antidiot, iar în acest videoclip o să vorbim despre o misiune nouă care nu a existat în Fortnite până acum, dar această misiune nouă a fost adăugată în challenge din săptămâna 4 Dacă ne uităm la challengeurile din săptămâna 4 aici la misiunea 6 puteți observa că este vorba despre o misiune de care nu am mai auzit. Iar aici este vorba despre niște shooting galleries la care trebuie să facem un scor de minim 3 puncte. Aici la 0 din 5 putem observa că există există 5 locații în total, iar aceste locații o să vi le prezint în acest videoclip. În acest videoclip o să mergem la prima locație care se află în Dusty Divot, dar avem nevoie de o armă. Acum că avem aceste arme, mergem la prima locație care este aici. Iar aici puteți observa că este un scor de unde putem să ne dăm seama dacă am făcut un scor de minim 3 puncte. Aici este un afiș cu niște ținte, adică na, se trage în ținte. Iar aici este ceva pe care trebuie să ne punem, iar în momentul în care ne punem pe chestia asta, o să apară aceste ținte în care trebuie să tragem. Dacă ne punem pe această chestie, vedeți că apar aceste ținte în care trebuie să tragem cât mai rapid, deoarece ele se duc înapoi. Iar dacă am făcut peste 3 puncte, vedeți în stânga, îmi arată că am făcut un scor de minim 3 puncte. Nu trebuie să trageți în toate, ci pur și simplu ca să completați aceste misiuni, trebuie să trageți în trei ținte. De obicei se aude un sunet după ce trageți într-o țintă, dar câteodată văd că nu se aude. În orice caz, după ce v-a spus pe această chestie și vă uitați și acolo la scor, dacă ați făcut 3 puncte, vă puteți da jos de pe această chestie. Vedeți că aici mi-arată 2 puncte, deci trebuie să mai nimeresc una. Iar acum am 3 puncte. Dar din păcate nu mai mi se pune misiunea deoarece noi deja am fost în locația asta. Iar următoarea locație este la Viking Village, după aia este una lângă Fatal Fields, pe acel munte destul de mic, după aia este una în deșert acolo mai jos de Retail Row, este asta din Dusty Divot la care suntem noi acum și la Risk sus de tot în colțul hărții, mai este încă una. Iar în total sunt 5 la care trebuie să mergeți. Deci practic astea sunt toate cele 5 locații la care trebuie să mergeți și să faceți minim 3 puncte. Nu vă recomand să faceți această misiune pe Playground deoarece după aia o să trebuiască să dați Match și nu o să vi se pună misiunea, dar eu pur și simplu am făcut acest videoclip pe Playground, deci nu vă luați după mine. Dar da, că acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Dacă te-a ajutat, nu uita să spargi buton de like pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Pafta!